Am ajuns în Salt, unde vom vizita cetatea, castelul Salt, cu grădinile Mirabel. Aici avem ambasada României sau consulatul României din Salzburg. Vă arătăm Salzburg așa cum este el, într-o trecere cu această excursie. Este orașul unde s-a născut
marele compozitor Mozart și ne grăbim să vedem obiectivele. Am înțeles că sunt niște grădini, dar nu știu cât vom vedea din ele. Vom trece podul dragostei peste râul Salzach în Salzburg. Hai să vedem și dumneavoastră lăcățelele cu inimioare. Am mai văzut și la Paris. Este râul Salza. Salza. Oamenii fac plajă. În acea casă a locuit Mozart. Iar acum am ajuns la grădinile Mirabel. Îi tragem o filmare scurtă și de aici. Doamna Ghide ne austerizează cu... cu programul ei. Deci cam așa arată grădinile Mirabel din Salzburg. Și ce vom mai putea arăta. Să vedem ce programe oferă domnișoara Ghid. Acum am urcat într-o poziție mai sus, aici în grădinile Mirabel, și arătăm puțin cum se vede atmosfera și aceste grădini și de aici. Acum am ajuns în grupul statuetelor.
vezi? Aici. Deci, nu știu cum se numește exact. Hai să vă arătăm una mai de aproape. Sper să nu vă speriați. Uite ce, ce simpatic e. E și lucrează, are hârlețul în mână. Vrea să lucreze ceva. Hai, mi. Hai, fac poze cu unul. O, ce dinț are ăsta. Aici am grădinile Mirabel. Uite. Ăsta a prins cupa. E fericit. Aha. Nu. Hai să mai vedem. Asta e obosit, doarme cu lopata în mână. Să mai vedem mai departe. Stai nervos. Ce e o cocoană, o doamnă. Vine de la apă cu ulciorul. Aici a cules fructe. Aici nu mai știm. Da, cam așa se vede grupul statuar. Și am ajuns la casa unde s-a născut Mozart. Aici e un muzeu. Un pietonal, da. În Salzburg. E cam îngustuț, dar specific. Una dintre cele mai aglomerate străzi, probabil pentru această casă unde s-a născut Mozart, marele compozitor. Aici la Salzburg.
vedem ce ne mai oferă acest oraș. Uite ce avem, catedrala din Salzburg. Acolo altă biserică, altă catedrală. Deci, domul, catedrala, cum se numește, de aici din Salzburg. Oricum am rămas de cârt și de grup, dar mă sacrific pentru a vă arăta câteva imagini și de aici. Centrul Salzburg. Deci acesta este domul? Domul din Salzburg. Cred că nu mai putem intra. Este pe post de muzeu, deci nu vom mai intra. Deci ce vă putem arăta, vă arătăm puțin. Acum ieșim înapoi pentru că n-am putut intra. Haideți, ne grăbește mereu. Că e concert sau, mă rog, e cu plată, dar a fost prevăzut, nu știu exact. Deci vă arătăm imagini în grabă și în mișcare, altfel nu putem. Am ajuns aici. Foarte frumos. Sper să ne lase să facem o poză. Suntem, ia să vedem. Deci acolo e funicularul ce urcă la acel castel, dar noi nu l-am vizitat. Și aici este reprezentată universalitatea omului. Și acum mergem mai departe. Acolo ci că e o fântână și se adăpau cai odinioară. Deci acolo e fântâna, nu? E să o apropiem puțin și mergem mai departe, că ne pierdem de grup. Acolo sus avem steagurile
Austriei și ne-am întors. Nu cred că am văzut această piață. Nu mai știu. Acum am și zărit statuia lui Mozart aici, în această piață. Mergem să vă arătăm un cadru și de aici. Aici avem muzică. Aplauze. Da, noi din păcate nu putem sta la concert. Am stat și noi să ascultăm acolo muzica. Uitați aici ce de biciclete avem. Înseamnă că poporul austriac este un popor sportiv. Probabil de acolo și președintele nostru a luat lecții când mergea la schip și și-a însușit această deprindere. Acolo avem troleu. Iar aici vă mai tragem un cadru din Salzburg cu trăsura. Hello! Uite peisaj din Austria. Plecarea am din Salzburg. Să-ți faci, să jur. Să vedeți ce frumos e lacul. Să vă pregătesc acum, imediat ajungem. La Mansue. Da. E superb. În sfârșit ne prezentă înainte ce vom vedea un lac frumos. Da. La bucalele munților, ia uite. Pic mai bună. Este unul dintre cele mai pitorești locuri de aici, de această zonă. Din păcate nu e viziunea chiar cea mai bună din cauza acestui
zarbe pe autostradă. Acum se vede mai bine, dar... Și-l vedem prin gard un pic. Dacă ar lăsa și domnul șofer puțin mai încet, da? Ne grăbim. Deci e lacul Monsei. Din Austria. Bonus, pauză. Facem pauză de pauză, dar vă rog frumos să fiți atenți la trei. Am oprit puțin pentru o poză și vedem mai bine acest lac. Da. Și verde curat. Și da, e și curățenie, o să îngrijite. Am părăsit sazul frumos. Și ne îndreptăm acum spre casă. Mai avem de parcurs, dar aceasta a fost excursia noastră. Nu mai avem obiective de vizitat. Ne îndreptăm spre Gheor, dar acolo doar pentru cazare. Vom merge doar pe autostradă și nu cred că mai avem ce să vă arătăm prea mult.